Volumul Cronică în marș, repere monografice ale regimentului și birgăzii 4 mecanizate Voievodul Gelu a fost lansat astăzi la Zalău în cadrul unui eveniment dedicat centenarului Marii Uniri. Volumul lansat azi, Cronică în marș, repere monografice ale regimentului și brigăzii 4 mecanizate Voievodul Gelu, a fost scris de generalii de brigadă în retragere Florin Caba și Viorel Hexan, o lucrare apărută la editura Caiete Silvane, colecția Memoria, cu sprijinul Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj, instituția Consiliului Județean Sălaj, în cadrul programului dedicat centenarului Marii Uniri. Am reușit să finalizăm azi acest proiect editorialist și ca o contribuție modestă la sărbătorirea centenarului Marii Uniri de la 1918. În cuprinsul volumului, pe lângă reperele monografice ale regimentului și brigăzii 4 mecanizate Voievodul Gelu, veți găsi și gânduri ale cadrelor militare și personalului civil care și-au desfășurat activitatea în cadrul unității, gânduri care întregesc și scot în evidență istoria acestei unități de tradiția Armatei României, așa cum le-au trăit și simțit ei. Pentru că sarcina mea este de coordonator al acestei lucrări, ar trebui deci să prezint din punct de vedere tehnic câteva date despre lucrare, am să fiu foarte succint. Dumneavoastră, având posibilitatea să verificați ulterior capitolele care structurează lucrarea respectivă. În capitolul 1, datele sunt preluate din două lucrări mai vechi, realizate de fostul comandant acestui regiment, respectiv colonelul Barbu Păreanu în anul 1927, la aniversarea 50 de ani de la înființarea regimentului, și o altă lucrare, în 2008, realizată de un colectiv de cercetători de la Arhivele Militare de la Pitești. În capitolul 2, care se cheamă Decapitarea Armatei Române, veți observa acțiunile prin care Armata Română a fost văduvită de elementul său cel mai valoros. Cadrele de comandă. Noi, în detalii, aveți posibilitatea să studiați acest capitol și să vă informați asupra unor aspecte reale care s-au întâmplat în perioada imediat următoare a celui de-al doilea război mondial. Capitolul 3 și 4 se referă la metamorfozele prin care a trecut regimentul în perioada 1946-1951, o perioadă puțin mai dificilă. Vă aduceți aminte? S-a produs sovietizarea Armatei Române, sovietizarea de altfel și al regimului politic din România și alte aspecte pe care le veți afla din acest capitol. Tot în acest capitol veți vedea că sunt prezentate sintetic principalele evenimente care au influențat viața și activitatea acestei structuri. Este și subcapitolul care dă și titlul lucrării, Cronică în marș. În capitolul 4, participarea la alte activități, veți descoperi o sumă de activități diverse. Economie națională, drumuri, căi ferate, canale, hidrocentrale, termocentrale, minerit, campanii agricole, inundații, dezăpeziri, activități sportive, culturale, filmări, săpături arheologice. Aproape nimic din ce este omenesc n-a fost străin acestui regiment. În capitolul 5 sunt prezentați comandanții de-a lungul timpului acestor structuri. Capitolul 6 se referă la Brigada 4 mecanizată, Voievodul Gelu, constituire, compunere, închegare și operaționalizare, instruire și participarea la aplicații, mă rog, intervenții și așa în alte activități. Totul mergea foarte bine. Era apreciată cu calificative foarte bine și apare capitolul 7. Ce să facem? Desfințare. Dăm vina pe capitolul 7. Am vrut să-l scoatem, dar el a existat în realitate. Nu am putut să-l scoatem. O să aflați acolo care au fost principalele evenimente și, de asemenea, principalele condiții. Capitolul 8 se referă la câteva date și informații despre integrarea în NATO. Trebuie să fac o subliniere aici. Deci, cei pe care îi vedeți dumneavoastră în sală,
au pregătit armata română pentru integrarea în NATO. Iar cei care sunt activi acum fac față onorabil sarcinilor ce revin armatei române în această alianță. Capitolul 9 prezintă amintiri, impresii, mărturii a celor care au muncit în aceste structuri. Cred că sunt cel puțin la fel de importante ca și documentele scrise. Și documentele scrise poartă anumită doză de subiectivism a celui care scrie sau celui care comandă scrisul sau altor forțe care sunt mai presus de persoana respectivă. În capitolul 10, aniversări, comemorări, trebuie să spunem că structurile au participat atât pe plan național, defilări, parade și așa mai departe, filmări, pe plan județean, aniversări, comemorări, inclusiv sprijin în construcția unor biserici, inclusiv construcția bisericii proprii. Foarte multe evenimente la care a participat regimentul și care, sigur că sunt trecute doar telegrafic. De ce nu sunt mai multe date și informații despre activitățile specifice, respectiv aplicații, trageri de luptă și așa mai departe, militare știu. Pentru că nu era voie să se filmeze, pentru că nu era voie să se scrie decât doar cu titlul informativ activitățile la care s-a participat. Cartea a fost așadar lansată astăzi la Cercul Militar Zalău, în cadrul unei manifestări organizate de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, provenite din Ministerul Apărării Naționale Alexandru Ioan Cuza, filiala Sălaj, Voievodul Gelu.